Evoluția omului. Resursă educațională pentru clasa a 8-a. În urmă cu 15 milioane de ani, dintr-un grup de primate străvechi, s-au desprins două ramuri. Dintr-una au evoluat maimuțele antropoide actuale și din cealaltă, speciile de hominide. Unele din cele mai vechi fosile de hominide aparțin speciei Australopithecus afarensis. Australopitecii prezentau caractere specifice maimuțelor, cum ar fi adaptările la viața arboricolă, membre prehensile, adică cu care puteau apuca, și o capacitate craniană destul de redusă, dar și caractere specifice oamenilor, și anume postură verticală și mers biped și o organizare socială. Din grupa hominidelor face parte și specia Homo habilis sau omul îndemânatic. Fosilele au fost descoperite în Africa și datează de 2 până la 1,6 milioane de ani în urmă. Avea aproximativ un metru înălțime, o capacitate craniană destul de redusă, dar este primul hominid care realizează și folosește unelte primitive din piatră. Specia Homo erectus a trăit acum 1,8 milioane de ani până la 100.000 de ani în urmă. Primele fosile sunt descoperite în Africa, iar de acolo Homo erectus a migrat în Asia și foarte probabil și în Europa. Înălțimea era cuprinsă între 1,30 m și 1,70 m. Capacitatea craniană se mărește comparativ cu celelalte specii de hominide. Folosește și realizează unelte mai avansate, tot din piatră confecționate. Folosește și focul și locuiește în peșteri. Omul de Neandertal. Se pare că ultimii neandertalieni au dispărut acum 35.000 de ani, iar unele date spun că chiar acum vreo 20.000 de ani. Avea 1,50 m până la 1,70 m înălțime. Era foarte asemănător cu omul actual, dar mai robust, membre mai scurte, nas mai lat. Locuia în peșteri și avea un comportament social. Capacitatea craniană se dezvoltă comparativ cu hominidele anterioare. Homo sapiens, specia căreia aparținem și noi. Primele fosile datează de acum 120.000 de ani, fiind contemporane cu Homo erectus și omul de Neandertal. Înălțimea varia între 1,20 m și 1,90 m, iar capacitatea craniană era cea mai dezvoltată în comparație cu cea a celorlalte hominide. Limbaj articulat, producerea și folosirea unei game largi de unelte și arme, obiecte de artă, de podoabă și de cult, a făcut ca, la scurtă vreme după apariția speciei, acesta să colonizeze o mare parte din suprafața planetei. Propune colegilor o temă de dezbatere. În condițiile de viață actuale, care crezi că sunt factorii de mediu, natural sau modificat de om, care ar putea duce la modificări ale corpului uman? Imaginează-ți omul peste câteva mii de ani și realizează o prezentare a acestuia. E sub forma unei lucrări scrise, a unui desen sau o prezentare multimedia. Mult succes!